Bună ziua! Să trăiți! Ne aflăm la Consiliul Județean, unde un domn este în greva foamei. Cum vă numiți? Colcea Victoraș mă numesc. Sunt din Comuna Creștea, județul Călăraș. Sunt donator de sânge de aproximativ de 10 ani de zile. Și suntem tratați ca ultimii oameni, ca și gunoierii. Noi donăm sânge, adică viață în spitale, salvăm viețile oamenilor, iar acum am primit de Guvernul României un leu în plus. Deci este strigător la cer și este mai multă bătaie de joc ca aceasta. Nu se poate. Nu e posibil așa ceva, să fim atât de bajocoriți. Noi care donăm sânge de ani de zile, am grupa de sânge B3RH negativ, o sânge foarte rară de sânge. De câte ori ați donat estimativ? Păi am donat în 10 ani de zile de sute de ore. De sute de ori. Ce spuneți dumneavoastră acolo sus? Considerați că are o responsabilitate Consiliul Județean? Da, pentru că el administrează și spitalul Călăraș, municipiului Călăraș, și ar trebui să aibă în vedere donatorii de sânge vechi, onorifici, pentru că noi salvăm viețile oamenilor. Ați mai fost tratat în anii trecuți la fel sau acum s-a înrăutățit? Deci suntem tratați cu indiferență și cu scârbă. Am fost la Consiliul Județean și am cerut ajutorul la domnul președinte al Consiliului Județean și nu, nici nu m-a luat în considerație. Ce a zis domnul Filipescu? Nu domnul Filipescu, adjunctul domnului Filipescu. Dinulescu? Dinulescu, dacă nu mă înșel, a zis că nu interesează. Că nu-l interesează? Nu ne dă calciu, nu ne dă. Scrie monitorul oficial să ne dea calciu, să ne dea tratament gratuit. Nu ne dă, a zis că nu interesează. Nu interesează pe acești oameni. Au spus în campania electorală că îi ajută pe oameni. Cum îi ajută pe oameni? Ce fac ei pentru oameni concret? Nimic, vă spun eu. Sunt niște mincinoși toți. Că sunteți donatori care sunt ca dumneavoastră în situație? Sunt foarte mulți, dar la ora actuală în județul Călăraș, donatorii de sânge sunt foarte rari. Ultima donare de sânge, când am donat ultima oară, erau numai o singură pungă de sânge. Pentru că nu există sânge, sunt foarte rari donatorii, iar spitalele cer sânge în disperare, iar donatorii sunt tratați... Da. Haideți, mergeți și vă mulțumesc pentru interviu. Mulțumesc din suflet să trăiți.